Ei doi? Da. Da? Afară, aici. Aici. Dar de ce nu mă duc eu la laborator? Am vrut să merg cu Andrei. Că eu fără Andrei nu mai vreau să merg. Eu cu Liviu, bre, haide, bre. Uite, mergem trei și cu Babana. Și cu Babana. Dar de ce să mă duc eu fără Andrei? Dar de ce? Da, zici că au același cordon umbilical. Hai, din ce? Din Narcisa sau Bosuta? Măi, de unde lumea, măi, că e foarte drăguță. Am primit un trandafir, am primit o Narcisa și ți-am zis, ia bea ceasul. Vrei să-ți mulg un crin de la Narcisa? Nu, că ăla-i de morți, nu? Nu-i de morți crinul. Crinul nu se dă la morți? Nu. Deci ne pregătim să preparăm niște gomaje astăzi. Niște? Niște gomaje. A, gomaje. Un amestec din pulver din plante. Voi o să le faceți astăzi, o să vă arătăm ingredientele și dăm drumul la treabă. Da. Un nou lot de gomaje Careless Beauty. Gata, bine ați venit! Bine ați venit! Bine. Atât de frumos și de curat era acolo și atât de steril era totul și de pasionat așa de tot ce se întâmpla acolo. Tot, erau pasionați efectiv, erau, aveai impresia că e... Adică nu că aveai impresia, chiar era viața lor acolo. Aia era viața lor. O să dăm sticlele astea la o parte, dar ca să cunoașteți un pic și să simțiți efectul plantelor, o să pregătiți astăzi o mască. Și bineînțeles o să v-am pregătit aici și să puneți să cântăriți pulberile pentru gomaj. Bun. Plante pentru sculătoare aveți? Există o plantă sculătoare se cheamă. Și ajută? Dar nu ajută pe partea sculătorii. Trezirii. Noi am încercat să mai facem glume. Nu prea le gusta așa când era vorba de florile ei, de plantele ei, de copacii ei, de brazii ei, de ce, Doamne iartă-mă, mai spuneam noi. O, ce tare e ăsta, solar e ăsta? Ăsta e solar? Ia vin motan. Uite, frate, cum e pe etaj. Ce tare. A săpat în pământ, ai văzut? A săpat și l-am aturnat doar aici. Să rămână. Bine v-am găsit. M-am uitat acolo ce frumos. A săpat în pământ și e etajat. M-am dus și eu încet, încet și am văzut când doamna le explica. Așa cum eu explic despre tradiții și obiceiuri în domeniul jocului tradițional, așa explica femeia asta. Am rămas mut. Nu puteam să întreb nimic. Am stat și am ascultat-o, cred că 20 de minute la geam, ce frumos le explica la băieți. Dar ce este foarte important, în coșulețul ăla mic, cu flori de ghiocei, atenție să nu spar sticluțele, da, este un elixir vegetal, sticluța aceea mititică, cu polenul de crin, poți să iei în mână, și cu picături din distilator. Deci este un produs cu brevet de invenție, foarte concentrat în principii active și pentru piele, dar și pentru un antirid excelent, un anti-aging, dar în același timp, auzi, să nu te strâmbi la elixirul meu. Am zis că dacă dai cu el antirid, te întinzi fața. Eu, bine mersi, am luat-o pantoniasca, mi-am dus, mi-am cocoțat, împind.
Nu, că-i țapănă, am amurcat. Țapănă, da? Da, da, da. Hai. Până unde ajungi? Păi ajung până unde trebuie. Unde poți, nu forța, da? Gata! Mi-e foarte frică de înălțime și mi-a fost super mega frică să mă urc pe scara aia. Adică scara aia nu cântărea nici un sfert din cât cântăresc eu în primul rând. Și pomul ăla era plin cu spini, te înțepați. Ăștia sunt mugurii, da? Nu. Ăștia, ăia. Păi și eu ce-am arătat? Veniți un pic să mă verificați? Că nu văd niciun mug. Ăsta așa, Mititelia? Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut experiența. Eu sunt o persoană foarte răbdătoare și sunt o persoană foarte tipicară și foarte migăloasă. Și atunci mie, dacă e să-mi dai lucruri de-astea mici, care trebuie făcute în câteva ore, am toată răbdarea de pe fața pământului. Așa, asta e pentru tuse? E bun și pentru tuse, dar e bun și pentru cosmetică. Și pentru cosmetică? Sigur, păi siropul ăla. L-asta am macerat 45-50 de zile și după aia iese un suc, exact cum ați spus, că vă știți. Știți de ce? Da, și să facem. Am renunțat la creme și am cam început să mă dau pe uleiuri din astea. A, foarte bine. De la plafar și sunt foarte bune, chiar pentru ten și pentru corp, vorbesc serios. Și pentru tuse e bun, și pentru... Dar Antoneasca era de un entuziasm, că stătea cocoțată două ore. Și câți trebuie să adunăm? Să nu spuneți cu o găleată de-asta. De ce, domnul, ți-ai pierdut răbdarea? Da. No. Și aș mai vrea să mai urc pe o din asta, dar mi-e frică că mă sparg. Hei, nu! Ce s-a gândit el așa în mintea lui mică de italian, decât să mute mie scara și să mă... Te ține, copac, hai! Da, mă ține, nu, termin-o! Termin-o, termin! Deci nu cu din astea! Deci nu cu din astea! Nu cu din astea, nu! Mă pe mine! Te rog, va! Banana când țipa are un acuto, acuto, că te intră aici, se învârte în creier și după jumătate de oră iese în partea altă. Eu nu înțeleg glumele astea proaste. Deci eu chiar nu le înțeleg, de multe ori nu le înțeleg. Bă, când cineva îți spune, bă frate, nu fă asta. Bă, nu poți să fie de prost o faci din adinze, ce înseamnă că ești prea prost. Ia, haideți că avem treabă. Haideți că nu mai avem altă treabă. Acolo, făcut. A, nu, alta. Nu, mai avem. Alta. Mamă, ce e aici? Stai acolo. Ia uite, mă, mască de ten mixt. Mască ten mixt. Mască. Extract. Uleios, fructe de cătină, asta este adevărat, flori de crin. Și sunt puse la macerat aici, cred. Cimbrișor. Dar trebuie să ne apucăm de treabă, da? Vă mai povestesc cu de asta cealaltă echipă lucrează la tuberoze ca să obțină ulterior. Mamă, cât de tare miroase gogoși. Dar omogenizează-l întâi. Ce, mă, nu-ți place mirosul? Nu, de la mea cum să miros doar eu halul ăsta, adică trebuia să mirează și colegul meu. E prea puternic, deci nu sunteți obișnuiți cu natura asta. Voi numai cu sinteza. Bun, ne apucăm de treabă? Da. Pentru sauna există să pun și eu exact. Pe pietrele alea ca da. Să nu mai... Să exact, respir, să respir. Da. Exact, magia pentru trup și elixirul, dar magia. Magia. Ce te-ai dat tu acum? Deci fii atent. Nu pot să dau produsul până nu-l cunoști. Pentru că mi-a două zile pe săptămână să culeg numai polenul două zile pe an să culeg polenul unor mugurași. Păi și dacă tu îmi dai toată... Salut, sunt Andrei, salut, sunt Miracol. Nu, deci fii atent, deci țin la produs foarte mult. Doamna, dar dacă îl dați pe la nas și îmi spuneți că îmi fac, are atâtea proprietăți și nu mi-l dați, ba, ți-l dau, mă, până la urmă, ți-l dau, dar stai să faci tu puțină treabă, haide! Mi-am dat seama că doamna iubește foarte mult ceea ce face și uleiurile acestea pe care ea le produce și cremele. Deci la cătină? Nu, că asta mă înțeapă. Știu. La cătină, deci numai femela face fruct. Băiatul mă nu face. Fructifez! Mă fructific! Și de unde... Asta, spre exemplu, e fată. Da. Are mugurii mici și un băiat, uitați, un băiat, uite ăla e băiat, vedeți? Puteți să... ce mare! Are, da, ăștia foarte mari, mugurii foarte mari. Și ce trebuie să faceți voi? Puteți să întăiați uscăturile? Dar mai povestiți-ne puțin ceva. Haide că vă povestesc de cătina, dar cătina să știți că e foarte bună să o... să o beți cătina, pentru că... Dar ce gust are? E acrișor. Auziți, da?